10% dintre familiile din județul Olt beneficiază anual de bani de la stat pentru încălzirea locuințelor. Sumele alocate diferă în funcție de situația financiară a beneficiarilor. Deși sumele acordate sunt mici, sunt binevenite. Am primit în jur de 2.400.000, în jur de 2 metri de lemne, steri. Și cât va ajunge? O lună jumate. Banii care i-ați primit de la stat, cam câte lemne ați luat? 1 metru cub de lemne, că este foarte scump. E 3.500.000 metru cub de lemne. Și va ajunge? Nu ne ajunge, dar mai băgăm cocen de la vite, bețe de floarea soarelui. Față de anul trecut, sunt mai puțin cu 4.000 de cereri de ajutor pentru încălzirea locuinței, dar numărul rămâne destul de ridicat. Cei mai mulți beneficiari sunt din mediul rural. Au fost înregistrați un număr de beneficiari de încălzire, după cum urmează. Beneficiar de combustibil solid, un număr de 9.366 de lei. Beneficiar de ajutor de încălzire pe cu gaze, 1.475 beneficiari. Și de beneficiar de energie electrică, 360 de persoane. Dacă la nivel de mediu rural ajutorul este solicitat pentru combustibil solid, la nivel urban ajutorul este cerut pentru acoperirea cheltuielilor cu factura pentru electricitate sau gaze. S-au primit un număr de 740 de cereri, majoritatea lor, mai bine spus, un număr de 580 de cereri, venind ca și care au cerut reducere la energie electrică. Anul trecut în județ au fost aprobate aproape 14.500 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. Valoarea acestor ajutoare acordate de stat s-a ridicat la aproape 3,5 milioane de lei.